Bună seara! Ce faceți? Oameni buni! Hai să capul meu! Hai mă piși pe melodia asta că vă sperie și pe mine, frate, și sunt singură în casă. Bună ziua, oameni buni! Stați așa să aprind lumina, să mă vedeți cum trebuie și să avem un început de stream normal, ca niște oameni normali la cap ce suntem. Bună ziua, oameni buni! Ce faceți? Cum sunteți în această minute? Mamă, cum se, de ce se vede așa de portocaliu totul? Holy shit! Gata, am rezolvat. Bună ziua, oameni buni! Ce faceți? Cum sunteți în această minunată seară? Salutare! Stai să pun înapoi melodia noastră cea de toate zilele. Adică pisicuță pis pis pis. Unde e pisicuță pis pis pis? Pisicuță pis pis pis. Bună ziua, oameni buni, mă bucur că sunteți aici alături de mine în această minunată seară. Sunt absolut, cum se numește? Am uitat, habar n-am. Te-aș vedea acostumată în vrăjitoare, neironic. Bă, eu mă gândesc ce să fac, actually, de Halloween. Bine, de Halloween mă gândeam să fac stream, unul în care să mă joc. Bine, nu neapărat de Halloween. Bă, stați așa, mă. Stai, deci mâine e 25. Mâine e 25! Oh my god! Mâine se lansează... Mâine e lansarea de la Five Nights at Freddy's, nu? Oh my god! Mâine e lansarea de la Five Nights at Freddy's! Mâine ne jucăm Five Nights at Freddy's pe stream. Mâine ne jucăm FNAF pe stream. Oh my god! Ca idee, mi-a luat bilet și eu și lui Ștefan și mergem amândoi să ne uităm. Abia aștept! Abia aștept! Ai pe 27? A, perfect, avem mai mult timp la dispoziție să ne jucăm Five Nights at Freddy's. Băi, abia aștept. Am luat bilet oricum, am luat bilete la VIP, frate. Am luat pe la VIP. Ia stați așa. De ce țin eu minte 25, oare? Doamne ferește, de ce țin eu minte 25? Ia să mă uit. Cinema City. Where? Cinema City. Unde mi-s biletele, dude? Biletele pe care am dat gen o grămadă de bani. Ba nu mai e pe 25. E pe 25, dude. Pe 25 e în Cinema City. Măi, pe 25, mâine. Aveam dreptate, știam că e pe 25. Pe 25 merg, frate, la film, doamne, abia aștept. Abia aștept să mă duc acolo, am luat bilet la VIP, frate, și la VIP în AFI, gen, dai 70 de lei pe bilet, da, dai dublu, dar, poți să iei sucuri, nachos, popcorn, gratis, nelimitat, cât vrei tu. Și am făcut un calcul cu Ștefan, și ne-am gândit amândoi, bă, dacă dăm 70 de lei fiecare pe un bilet și nu mai luăm gen 70 de lei și atât, ajungem la 140 de lei, da? Bun. Dacă ne luăm bilete normale, erau 32 de lei fiecare. Adică vine 64 de lei. După aia, dacă vrem și noi să ne mai luăm câte o porție de nachos sau un suc, ajungem foarte scump, gen. Așa că am zis că mai bine dăm 70 de lei și luăm gen efectiv de toate. Mergem acolo la bar, spunem, dă-ne și nouă 10 porții de nachos și ne îndopăm acolo să borâm efectiv, gen. Da, și am luat bilete la VIP. Din câte am înțeles, n-am mai fost niciodată la VIP în AFI. Este prima experiență de genul ăsta, dar o să vă povestesc poi mâine cum a fost. Din câte am înțeles, e gen scaune fotolii și sunt 8 persoane. Sunt 8 persoane în sală, gen. Nu 40-50 cum sunt într-o sală normală. Sunt 8 persoane în sală cu 8 fotolii și
fotolile alea se reglează și au chestii din aia de încălzire cu chestii, cu trestii, habar n-am. Cică e fain, cică e foarte fain, așa am înțeles și de la Bobo. Că pe Bobo l-am întrebat, bă, se merită să merg la VIP, gen, e ceva wow, se... Și el, da, da, du-te la VIP. Și ok, bine, o să încerc. Na, de ce urăsc CFR-ul? Mamă. Ok, astăzi, fiți atenți ce o să facem. Astăzi, o să facem o sinteză a tuturor chestiilor care mi s-au întâmplat de-a lungul vieții în minunatul CFR. Tren, nu echipă de fotbal sau cartier din Bacău, pentru că există un cartier în Bacău pe nume CFR. În primul rând, sunt destul de sigură că voi știți care a fost întâmplarea cu scaunul pișat din tren. Și dacă nu știți, data trecută când am venit la Bacău de la București, ca un student normal care face naveta, am luat bilete normal, frumos, elegant și scaunul meu avea o dâră de pișat pe el. De ce știu că este pișat? Pentru că avea fix acea formă specifică ca și cum era un om acolo înainte și se vede forma aia pe care o lăsat-o și fundulețul lui. Prin forma pișatului se înțelege că chiar era pișat. Așa că scaunul meu a fost pișat, cu siguranță. Ce am făcut? Am găsit alt loc? Nu am găsit alt loc. M-a lăsat controlorul să stau la clasa 1? Nu m-a lăsat, pentru că am plătit bilet de clasa a 2-a și am primit loc pișat și trebuie să trăiesc cu... Trebuie să fiu împăcată cu faptul că scaunul meu este pișat la clasa a 2-a și trebuie să accept asta pentru că am plătit pentru clasa a 2-a. Eu și Ștefan am stat în acel tren cu o bucă pe alt scaun și o bucă pe țeava aia dintre scaune, ca să nu atingem scaunul pișat. A fost un drum de 4 ore jumătate incredibil. Incredibil. Ce s-a întâmplat în acest timp? Toată lumea de pe lângă noi râdea. Toată lumea. Toți râdeau. Toți. Erau niște fete în fața noastră, râdeau de se pișeau pe ele la propriu. Erau niște babe în dreapta noastră și alea râdeau de noi și făceau glume. Că, ha-ha, ce norocoși sunteți astăzi, tinerilor! Ok, asta este una dintre întâmplările minunate de pe CFR. Din păcate, nu este singura. Mai puțin de o grămadă de ori alte chestii. Asta a fost cea mai nasoală, actually. Asta a fost destul de nasoală. Poate babele s-au pișat. Bă, nu cred. Nu cred că s-au pișat babele, you know? Adică am pus și chat-ul, că am uitat de el. Uf. Da, pe lângă acest fapt, eu am mai avut foarte multe experiențe cu întârzieri de 2 ore, de 3 ore, de o oră jumate, de jumătate de oră, în cazuri foarte bune de 10 minute. Am făcut foarte mult, am străbătut toată această țară cu trenul, la modul cel mai serios. Am făcut rutele Bacău-Cluj de o grămadă de ori, 10 ore. Am făcut ruta Bacău-Timișoara, 18 ore. Am făcut ruta Bacău-Vatra-Dornei, 7 ore. Am făcut ruta Bacău-București de minim 20 de ori, câte 4 ore jumate de fiecare dată. Bacău Iași, 3 ore jumate. Bacău Suceava, 2 ore. Am făcut foarte multe rute, ok? Am făcut incredibil de multe rute cu trenul și pot să spun că știu despre ce vorbesc și nu sunt avizată să vorbesc despre CFR, dar dacă vă arăt câte bilete am și de câte ori am mers cu trenul, cred că o să vă îngroziți la modul cel mai serios. Așa că am dreptul să-mi dau cu părerea. Nu o să vorbesc despre WC-urile din trenuri. Nici măcar nu am ce să mai spun. Toată lumea știe că sunt niște chestii mizerie, sunt oribile. Dar vreau să vă spun ce s-a întâmplat acum 2 zile când
Noi, eu și Ștefan, trebuia să plecăm la Constanța. Hai să mergem și noi într-o mini-vacanță să stăm 24 de ore în Constanța. Atât, 24 de ore. Și trebuia să luăm ruta simplă și celebră București-Constanța. Trenul de 8. 8 și 10 minute, da? Ștefan, săracuțul de el, a ieșit mai târziu de la muncă și a ajuns acasă la 7:30. Și noi la 7:30 deja trebuia să fim în gară, să vedem la ce linie e trenul și așa mai departe. A fost foarte stresant, omul a ajuns în casă și a luat două tricouri la el și am fugit la gară. N-am apucat să ne luăm costume de baie pentru plajă, prosoape, nimic. Pur și simplu am plecat cât să nu pierdem trenul. Eu m-am uitat dinainte de când eram acasă pe telefon să văd dacă era cumva vreo întârziere la tren. Scria ceva? Nu. Trenul IR 1870 și habar n-am, ajunge la timp la destinația București. Scria că nu are nicio întârziere. Wow! Superb! Ok! Nasol! Ne-am grăbit, am ajuns acolo la ora 8. Nu, la ora 7:45. Sau 7:50, ceva de genul. Ajungem acolo și mă uit și văd 25 de minute întârziere. Mi-a zis, bă, sunt eu nebună. M-am uitat înapoi pe telefon, pe site, nicio întârziere, nimic. Ok, interesant. Ștefan a făcut spume că plecase de acasă și nu și-a luat absolut nimic. Și am plecat amândoi de acasă în efectiv 5 secunde ca să prindem trenul. Ne-am grăbit în ultimul hal. În ultimul hal de mult. Ok, am zis, ok, perfect, hai, mai avem timp să mergem să ne luăm niște forneti, să nu murim de foame pe tren. Avem timp să mâncăm, că nici nu mâncasem toată ziua înainte, pentru că efectiv trebuia să mâncăm înainte să plecăm și Ștefan ajunsese foarte târziu. Foarte... mai sunat? Nici nu mai sunat, Luca, what the fuck. Așa, cu siguranță ne-am dus să mâncăm frumos, elegant și eu în tot timpul ăsta... am tot verificat pe panoul minunat, te-am sunat. Ba nu, nu m-ai sunat. Nu m-ai sunat ni... A, ba da, what the fuck. Acum o oră, de ce nu mi-ai dat? N-am văzut, îmi pare rău. I'm sorry. N-am văzut. Așa, tot mă uitam eu la acele minunate panouri să văd când naiba ajunge trenul. Și chisiți ce... din 10 în 10 minute, trenul întârzia cu încă 15 minute. Așa că, de la 20 de minute întârziere, ajunsese la 30-35. După care am mai așteptat 10 minute, m-am uitat iar, 45. Am mai așteptat încă, nu știu cât, 10 minute, mai 55. Și a ajuns cu o oră și ceva întârziere. Adică, teoretic, noi n-am mai luat trenul pe care trebuia să-l luăm, am luat trenul următor. Trenul acela se anulase și am luat trenul următor. Când am intrat pe site să mă uit, scria acolo efectiv la tren că ajunge cu 1800 de minute întârziere. Adică 22 de ore, adică era trenul de ziua următoare, adică s-a anulat efectiv. Și am ajuns să luăm trenul de 9 ceva. 9 și ceva. Minunat. Incredibil de minunat. Dar asta nu este tot. Ne-am urcat în tren disperați. Toată lumea era disperată. Să nu mai zic că gen, nu știu, o chestie foarte drăguță. Mie mi s-a părut foarte, foarte drăguț. Când a ajuns trenul atunci, la ora 9 și ceva, toate, nu știu, cred că erau 100 de persoane pe peron, 100%. Toată lumea a început să urle și să facă uuuu! Când m-a ajuns trenul. Doar în România. Efectiv doar în România. Da, s-au apucat oamenii să aplaude foarte bucuroși că au ajuns trenul, pana mea, după o oră jumate întârziere. Și ne-am pus să ne urcăm în vagoane, așa-i?
Da, ne-am pus să ne urcăm în vagoane. Am intrat în vagon, am intrat în tren, dăm să ne găsim locurile și vine un controlor la noi și spune: dați-vă jos că vagoanele astea rămân la București. Și era vagonul pe care îl aveam noi pe bilet. Wow! CFR! Da, și ne-a zis că primele 5 vagoane rămân la București și de noi eram ceva gen what the fuck? Păi și noi unde stăm până la Constanța, you know? Așa că mai erau niște persoane în situația noastră, noi eram singurii de acolo și ei aveau tot bilet în vagonul acela, în vagonul 2. Normal ne-am dat jos, dacă a zis omul că rămâne vagonul la București, ne-am dat jos și ne-am băgat în ultimul vagon, efectiv, ca să fim siguri că plecăm, gen. Frumos, elegant. Stăm frumos pe scaune, așezăm pe niște scaune absolut random, pentru că efectiv nu aveam unde să ne punem, pentru că nu aveam loc în vagonul ăla. Și ce să vedeți? Vine controlorul să vadă... A, și aparent ne așezasem la clasa 1, dar nici măcar nu mi-am dat seama că e clasa 1, că era jigos peste tot. Vine controlorul frumos și face... A, dar astea nu sunt locurile voastre, astea e clasa 1, duceți-vă la clasa 2. Și am spus, domnul, noi am avut bilete în vagonul 2 și vagonul 2 nu mai există. Vagonul 2 rămâne la București. Noi nu avem locuri altunde. Nu-mi pasă, duceți-vă la vagonul 2. La vagonul 2, la clasa 2. Și așa ne-a dat afară din vagonul de clasa 1, care era aproape gol, by the way. Ne-a dat afară din acel vagon. Și a trebuit să ne căutăm niște locuri absolut random pe undeva ca să nu stăm în picioare până la Constanța. Cu siguranță. Normal. Nu? Ah, Doamne. CFR-ul e altceva. E altceva pentru mine. Doar imaginați-vă. Ștefan nu mai are carnet de elev sau chestii de genul ăsta. El plătește prețul întreg pentru bilete. Doar imaginați-vă, doar imaginați-vă. Omul a plătit 89 de lei ca să nu avem vagon, ca să nu avem loc și înainte am mai avut și scaunul ăla pișat. Dar eu am noroc că am reducerea aia 90% de student. Dar el nu e student și nu are nicio reducere. Și trebuie să plătească 90 de lei ca să se ducă la Bacău și să primească un scaun pișat. Cum vi se pare? Cum vi se pare acest miracol al CFR-ului? CFR-ul, sfântul tămăduitor de oameni care încearcă să meargă undeva. Bă, sincer acum. Sincer. Sincer, mai bine strângeți bani și vă luați mașină. Pe bune, frate. Nu, este incredibil. Wait, el de ce s-a dus la Bacău? Ca să-și mai vadă și el familia, gen? Ca să-și mai vadă bunica, să-și mai vadă mămica, să... Știi, tău, chestii de oameni normali care nu pleacă de acasă și după aia dau bir cu fugiții. Ah, Doamne. Dar mașina ce zice? Nu avem mașină. E scump să iei o mașină. Suntem studenți. Bine, eu sunt studentă. El, săracul, lucrează pe gen salar din ăsta de căcat, pentru că suntem în România. Asta este un semn că trebuie să-ți faci carne de conducere. Am carne de conducere, dar nu am mașină. Îmi donați ca să-mi iau mașină. Doamne. Mașinile sunt mult prea scumpe. Da, sunt scumpicele și sunt și periculoase, dubianeza. Nu, mașinile sunt scumpe, întreținerea și benzina sunt foarte scumpe, din punctul meu de vedere. Că poți să-ți iei o rablă la gen 5.000 de lei, care te ține 5 luni și aia e. Da, CFR. Atât am de zis, CFR.
Cele mai minunate experiențe le-am cu acest mijloc de transport. Mersul pe jos. Da, mergi tu pe jos de la București până la Bacău. Te invit. Chiar te invit. Nu, deci e efectiv oribil. Și să nu mai zic că am pus pe story chestia asta, că am avut 1800 de minute întârziere la tren. Și mi-a răspuns un tip cu: și CFR-ul vă urăște pe voi, studenți care aveți impresia că știți totul și toate. Dude, dacă n-ar mai fi studenții, efectiv CFR-ul ar intra în gen faliment. Like, spuneți-mi și mie, cine merge cu trenul? Studenții care trebuie să facă navetă, să se ducă acasă, sau adulții care gen muncesc și au job și mașini și chestii, gen, cine merge cu trenul? Oamenii care sunt faliți sau oamenii care își permit să meargă cu altceva? You know? Da, și gen, la modul cel mai serios, există o comunitate de oameni care iubesc trenuri și au pus stăpânire pe mine. Au pus stăpânire pe mine și îmi dau hate în grup. Am mai văzut un tip care se lua de mine în comentarii și era train spotter și avea numai poze cu trenuri și cu el în locomotive. Eu, îmi pare rău. Viața mă surprinde cu chestii noi în fiecare zi. Nu știam că există trenofili. Gen, nu știam că există oameni care stau și dau train spotting la trenuri din 1940 de la noi, din gări. Gen, Doamne, cum? Explicați-mi! Cum? Nu știu. Habar n-am. Pe mine mă depășește. Dar, în orice caz, voi, acești minunați train spotteri, sunt destul de sigură că doar vă plac. Habar n-am, nici nu știu ce vreau să zic. Nu știu ce poate să-ți placă la trenuri, sincer să fiu. Ok, trenuleț ciu-ciu, arată interesant și face ciu-ciu, gen. Dar v-ați intrat vreodată într-un tren? Ați intrat vreodată într-o baie din CFR? Ați intrat vreodată într-un tren de clasa a doua unde stau oameni cu picioarele dezgolite și gen pute a căcat efectiv? Să nu mai zic că am stat lângă o tipă care efectiv cânta singură, dude. Și gen nu fredona așa în liniște și face... Nu! Urla! Urla, era lângă mine, stăteam efectiv lângă ea și făcea... Și avea muzică în căști. Dude, n-aveți idee cum au fost drumurile astea de... Deci, în 4 zile am făcut ruta București-Constanța, Constanța-București, după aia București-Bacău, după care Bacău-București, înapoi. În 3 zile, nu în 4, în 3 zile, da? Am plecat vineri seara, sâmbătă seară m-am dus, ba nu, 4 zile, sâmbătă seara m-am dus înapoi la București, duminică dimineață m-am dus la Bacău și pe aia luni seara, adică ieri, m-am întors aici. Este oribil. Este absolut oribil. Să nu mai zic, bă, îmi pare rău, dar voi ăștia care urcați de la Ajud, să-mi bat piciorul că mi-e frică de voi. Băi, mi-e frică de voi, frate. Mi-e frică de Ajud. Îmi pare rău. Îmi pare rău, mi-e frică de Ajud. Fiecare dată cei mai random oameni coboară și urcă de la Ajud. E, nu știu, habar n-am. Este peste limita mea de gândire. Oh my god. Mersesem la Buzău cu CFR din Brașov și am prins o babă care se ruga în baie și era coada de 3 persoane stând după ea. Oh my god, săraca. Da, să vă mai zic de drogații din CFR? Aș vrea să glumesc, dar nu glumesc. Odată când am făcut iar această minunată rută de București-Bacău,
am găsit un tip care fuma iarbă. Gen, la ușile alea dintre container, dintre vagoane. Fuma omul iarbă și stătea, eu cu Ștefan voiam să mergem mai... Bine, eu voiam să merg la baie, el a venit după mine, căpana mea. Și fuma iarbă omul, atât de chill, atât de chill fuma iarbă acolo între vagoane. Și ne întreabă, auziți, dar suntem la... Ajud! Din nou, ajud! Din nou! Tot la ajut se întâmplă chestia asta. Frate, se întâmplă ceva cu ajudul, efectiv. Efectiv, se întâmplă ceva cu ajudul, nu știu. Nu, e incredibil. Este incredibil. I'm sorry. Era mult prea chill. Sincer. Chiar era mult prea chill. Băi, dar chiar nu înțeleg, bă, frate. Este oribil. Este absolut oribil. Pisicuță, draga mea, ești atât de rea. Da. CFR-ul este horror. Nu vă recomand CFR-ul. CFR-ul este oribil. Oribil. Na, cu toate astea spuse, na, mâine o să jucăm Five Nights at Freddy's și abia aștept, frate, abia aștept să mă cac pe mine de frică. Și astăzi să știți că o să ne jucăm Valorant. Pentru că am chef să mă joc Valorant. For a reason. Of, doamne. Voi asta aproape de gara din Cluj și văd în fiecare zi dau de drogați care se iau de tine și îi vezi înțepați în mâini. Oh my god. Hai, frate, că gara de la Cluj e actually chiar foarte ok. Gara de la Cluj e una dintre cele mai ok gări pe care le-am văzut și am văzut multe gări. Gen, multe. Am văzut incredibil de multe gări. Și nu văzut gen că am trecut prin ele, văzut, am stat acolo, gen. Deci, gara Bacău, gara Pașcani, gara Roman, gara Iași. Unde am mai stat? Dați să mă gândesc. Ok, Constanța, Brașov, București, Suceava, Cluj, Timișoara. Deci avem deja 10. Vatra Dornei. Ajud. Că am ceva serios cu ajudul, chiar nu pot. Cred că atât. 12 gări. 12 gări, dude. 12 gări am văzut. Cele mai ok au fost Timișoara și Constanța și Cluj. Cred că astea trei au fost cele mai ok, cele mai curate, cele mai drăguțe. Gara din Suceava e ceva rău, da, e ceva foarte rău. Unii prietenii s-au furat telefonul în gara la Suceava. Și neironic. Doamne. Na. Oh my god, T-I, J, B, V, D, Y, J, J. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru... membru, thank you very much. Ok, stai să-mi iau chestiile de pe minunatul birou fancy, ca să pot să mă joc, ca să putem să ne jucăm. Și între timp să-mi și deschid eventual minunatul joc pe nume Valorant. Ai văzut teaserul la nou agent? Pare interesant. Nu văzut niciun teaser. Chiar n-am văzut. Pare interesant, o să mă uit. Nu o să mă uit pe stream, că mi-au copyright, cum mi-au luat și data trecută. Azi am fost cu clasa la un muzeu și după, la o pătură, să facem niște poze și am uitat un coleg acolo. Nasol. Săracul coleg, după aia de... Da, Ștefan o tras pe dreapta un monitor de la BenQ. Bine, o tras pe dreapta, l-a primit de la tămăduitorul Toma, pe care îl iubim minunat de mult. O luat un monitor și e gen incredibil de tare de la BenQ și sunt destul de sigură că are vreo 200 de herți gen și abia aștept să-l pună la calculator ca să-l încerc și eu. E minunat. E atât de greu că nici măcar nu pot să-l ridic. E aici lângă mine, e pe jos
Și am încercat să-l testez la calculatorul meu, dar nu puteam să-l ridic, să-l pun pe birou și am renunțat la idee. Din păcate. Deci, na, asta e. Oh, vai. De ce ești atât de rea? Cum a fost în Constanța? A fost minunat! A fost fucking minunat, dude! Deci, am luat atât de multe scoici! Vreți să vă arăt câte scoici am luat? De fapt, oricum... Mamă! Ce bine arată nou agent de pe Valo, what the fuck? Mi-a apărut în chestie. Holy shit! Wow! Wow! Oh my god! Ce bine arată! Deci, fiți atenți. Așa. Astea sunt scoicile pe care le-am adunat în fucking 2 ore de stat pe plajă. Sau 3 ore, ceva de genul. Și am adunat foarte multe. Incredibil de multe, chat. Și nici măcar n-am stat atât de mult ca să adun atât de multe. Gen, am stat foarte puțin. Și am luat foarte multe din astea așa și sunt frumoase rău. Și mă gândesc ce să fac cu ele. Gen, uitați, de exemplu, am luat niște scoici foarte interesante. De exemplu, astea, da? Astea, când le șlefuiești, sunt ții de fate. Gen. Sunt foarte frumoase, lucesc foarte frumos, sunt ții de fate. Și le-am luat cu speranța că... Eu la facultate am un atelier la sticlă și metale. Și ei au foarte multe aparate de, de tăiat chestii, de șlefuit, de găurit și așa mai departe. Și mă gândeam să mă duc acolo ca, o, ca un nerd incredibil de mare, să mă duc cu punga asta și să îi întreb. Hei, sunt de la departamentul de design, dar vreau și eu să fac niște chestii. Mă lăsați să găuresc aceste scoici la voi în atelier? Și o să întreb profesorii de pe acolo dacă am cum să folosesc sau să mă ajute să șlefuiesc astea și să le transform în mărgele. Yes! Yes! Și abia aștept să văd dacă o să meargă. Dacă o să meargă această minunată schemă. Bună, Paul Bujdetier! Salut! Te-am văzut în Constanța, a trecut pe lângă tine, dar de-abia după am realizat cine erai. Oh, lol. Cum în mărgele? Păi, le sfărâm, gen. Ălea, așa, lunguiețele sfărâm. Le șlefuiesc. Dau găuri în ele și bam, mărgele. Oh my god, cât de mare e update-ul ăsta de la Valorant. Ah, de ce urăști CFR-ul? Uită-te la începutul live-ului. Bună, Tud! Salut! Încă am bani pe TikTok. Fac TikTok. Fac TikTok. I fucking detest it. Mă gândesc dacă să facem live și pe Twitch. Maybe. Maybe it would work. But I don't really know. Ce rank e pe Valorant? Nu cred că am rank. Nu cred că am rank deloc pe Valo, sinceră să fiu. Că n-am mai jucat de foarte mult timp. De foarte, foarte mult timp. Vreau și eu să dau modele alea luate gratis. Și aia care n-are ban. Doamne. Eu am stat la mare în Grecia și nu am găsit nicio scoică. Era nisipul fin. Nasol. Nasolic. Băi, am găsit o grămadă de scoici, frate. Am fost la plaja modern, ca toată lumea. Am găsit o cazare incredibilă, frate. Gen, e efectiv la 5 minute de plajă. La modul cel mai serios. Mă dădeam jos din pat. Pe lângă că vedeam marea și vedeam portul, mergeam legit 5 minute pe ceas și ajungeam pe plajă. O să țin minte cazarea aia, cea mai bună cazare pe care am văzut-o până acum. Și era și foarte drăguț. Eu nu pot să înțeleg, era în centru vechi type of shit, ceva de genul. Bine, nu chiar în centru vechi, în piața Ovidiu, cred? Sau ceva de genul? Cred că piața Ovidiu, așa mi-a zis cineva. Aș să nu mai zic, m-am întâlnit random pe stradă cu Ami, cu Ami care e moderatoare aici. Efectiv, am ieșit dintr-un restaurant, terminasem să mănânc,
Și face, a, Carina! Și m-am uitat la ea, nici măcar n-am recunoscut-o. Am recunoscut-o după ce am auzit vocea ei, mai bine. Frate, m-am întâlnit cu Ami, random, în Constanța, fără să ne vorbim. Gen. Absolut fără să ne vorbim și era cu prietenii ei. Doamne. Salut, Gabriel. Bine. Da, foarte interesant. Așa. Mi s-a deschis Valorelu. Bine, nu s-a deschis, actually. Adică e... Adică, nu știu. Unde este Ancul? Unde este Ancul? Where is Ancul? Ancul is... Occupated. Occupied. Bă, frate, am o profesoară de engleză așa de șmecheră la facultate. Bine, mai suntem numai eu și încă 5 fraieri la engleză care n-avem diplome echivalate și trebuie să facem cursurile. Da. Aia e. Pe obraz mai scăriat, pisicuță, draga mea. Hello, ce-am pierdut? Abia m-am trezit. What the fuck, tu te trezești la ora asta? Ce cool, vreau și eu să fiu ca tine. Bă, n-ai pierdut cam nimic în principiu. Ah. Yes. Numai că mi se deschide acum minunatul. Mă, ce m-am speriat. Să mor tu, că abia acum au pus prostia asta de... Doamne, urăsc. Doamne, urăsc YouTube-ul, frate. Urăsc YouTube-ul. Este incredibil. De ce nu? Oh, super! Super! Ce mai e nou pe acest minunat joc? Am rank? Nu am rank. Am nevoie de un placement de făcut. Nu, wow, unu? What the fuck? Ia că am oprit muzicăța pentru că o să fim tryhardări infecți acum. Doamne. Ok, și acum fiți atenți chat cum o să facem. Vă dau ăsta, cum se numește? Mai dai binecuvântări pe Steam? Da, dau binecuvântări pe Steam. Te rog să lași link de la contul tău de Steam pe comunitate. Vezi, du-te pe comunitate, pe postările de comunitate și vezi că e acolo o chestie specială pentru membrii și acolo se lasă linkurile. Bun, deci, chat. Fiți atenți cum facem. În teorie, eu o să... Stai. Deci, fiți atenți. Stai, o să dau reject la astea de acum, ca să puteți să... Să dați case de data trecută când ne-am jucat Valorant, cel mai probabil. Eu o să vă las minunatul meu nume și voi să trebuiască să-mi dați ad, da? În caz că nu mă aveți deja. Pe mine mă cheamă Carinul, hashtag NEKO, toate litere mici. Și puteți să-mi dați ad din momentul de față, ca să pot să vă accept. Sper să fie... Sper să am locuri libere. Stai să mai dau remove la oameni random. Ca să puteți să-mi dați ad. Așa. Remove. Bun, un om, 2 oameni. Perfect. Cumi, bună. Am uitat să te salut. Ce faci? Fiul Papuc. What the fuck? Ce nume. Efectiv, ce nume. Care treaba cu CFR-ul, Carina? Uită-te la începutul streamului și o să înțelegi perfect de ce zic chestii foarte urâte despre CFR. Bun. Oh, Amy. Așa, bun. Văd că nu cred că mai vrea nimeni să se joace. Sau poate mă aveți deja la minunatul friend. I guess. Habar n-am. Halo, Malikit. Halo, Malikit. Tu te mai la începutul levelul Sebi și vei înțelege. Uite, vreau să mă joc cu tine, Carinu. Oh my god. I can't believe. I can't believe. Bun, păi fiți atenți cum o să facem.
Gen, eu o să dau pe open party și voi trebuie să dați join la mine în party și cine intră ăla o să joace, gen. Cam așa o să funcționeze și o să ne jucăm compei ca să-mi fac și-o rancul. Bam! Oh my god. Mai avem două locuri. Așteptăm să mai intre un om. Holy fee! Oh my god! Avem și pe Emi și pe Zeni, Mr. Duck și Oana VT. Perfect! Hai să ne jucăm. O să fie un match incredibil. Să știți că dacă nu jucați bine o să mă enervez. O să mă enervez pe voi. Că sunt un tryharder, in fact. Match found. E clar. Păreri GTA 6 trailer săptămâna asta. Abia aștept să văd ce mai fac și ăștia. Dacă o să-și bată joc de GTA sau o să facă ceva chiar cool. Sau dacă fac gen fix aceeași chestie, numai că cu două reflexii în plus, știi? Ca să mai dea oamenii 60 de euro pe joc. Chiar abia aștept. După cum și-au bătut și CSGO joc de toată comunitatea posibilă și imposibilă. Oh my god! Mă lăsați să mă joc Reina primul meci? Asta e... Nu vreau. Nu vreau să mă joc Reina primul meci. Oh my god! Dar cred că va trebui să joc Reina primul meci. Fuck! Zeni, sper că știi cum să dai flash-urile alea. Da. Ok. Dacă-mi iau flash-uri în mufă de la Zeni, o să turbez psihic. Merge? Se aude? Yes, we hear you, my brother. Eu pun, că aveam jocul pe mult dat. I see. Oh my god. Așa ca fun fact, eu și Ștefan vorbim prin casă în engleză din asta de baltă. Și e foarte amuzant. Este incredibil de amuzant. Da. Mie îmi place Maxim. It's cute. Vorbim așa random în engleză, că el e englezoi. Știți? Și, na, dacă e englezoi, îi mai scapă și lui un accent din ăla turbat. Și din cauza lui și eu spun gen chestii foarte ciudat acum. Adică vorbesc altfel. Gen. Can I fan Cătălin Talent? Oh, I'm sorry, no. No, I'm not a fan. Doamne ferește, to be honest. Doamne ferește, nu știu, nu. Bă, mie mi-e milă de el, frate, mi-e foarte milă, gen. Mi-e foarte, foarte milă. Să nu mai zic că, gen, omul sigur 100% are probleme la cap. Gen. Că n-ai cum să fii normal și să faci chestiile astea și mai ales că are și probleme cu poliția mai nou sau ce pana mea au mai făcut, habar n-am. Nu pot să... Nu, n-am cum să-mi placă de el. Mă înțelegeți? Efectiv, n-am cum. Ok. Ah, n-am mai jucat jocul ăsta de atât de mult timp. Oh my god. Bună ziua, oameni buni. Hi. Vai, n-am mai jucat jocul ăsta de o grămadă de timp. Vai, ce sensibilitate mare am. What? Na, nu, e imposibil să mă fi jucat eu vreodată cu sensibilitatea asta. Nu, este horror. What the fuck e asta? Mai e unul acolo. Ba nu. Spike. Oh my god, lol. Aia zic, am bătut pe cineva, nu pot să cred. Aia zic. Ah, doamne, dar nu, chiar schimb sensibilitatea, că e urâtă rău. Eu nu mă joc cu așa ceva. La mine trebuie să fie gen de 10.000 de ori mai mic. Ce? Ah, ok, m-am speriat, credeam că o să moară. Și eram cât pe ce să urlu. Să fac urât. I take it. Where? Unde e?
Min, și așa cred că e puțin cam mare, dar cred că o să mă obișnuiesc mai bine. Mai fapt. Oh my god. Santa mi-a donat 1 euro, foare un. Oh my god, Santa. I'm your mother. Okay, I'm just joking. I am not your mother, but no! Mulțumesc foarte mult pentru dono. Ești un scump, domnule Santa. Acum noi ne cunoaștem, te știu. Ești vechi, dar nu te-am mai văzut de mult pe aici, să știi, sunt supărată pe tine. Foarte supărată pe tine. I'm sorry. I'm very sorry. What the fuck? Bună seara. Bună seara, Edi. Buenos dias. Eu acum sortez niște chestii. Am niște am package-urile de chestii. Stai, nu știu cum să explic ce am în fața mea. Am niște plicuri pe care trebuie să le pun frumos în acest minunat dulap și am uitat cum se numesc. Așa, bun, perfect, gata. Aia zic. Oh, bună schizo. Salut. Buenos dias. No! Fuck! Ah, ok, o să iau arma acelei persoane. Ok, n-are armă. Superb. M-a blocat. Oh my god, nu pot să cred. Oh my god, bravo! Te iubesc! Gun here. Healing over here. Unde? Oh, și am... Ah, doamne, am apăsat pe... Fuck ping, dude. Am apăsat pe ăsta să-i dau pre-fire. Bine că am ne de la Digi. Și merge ca naiba. Și ce-i în plicurile acelea? Păi, aveam niște pachete cu stickere pe care vreau să le dezmembrez, gen. Ok. Gata. Acum, hai să încercăm să intrăm pe B. Da, B. Yes. What the fuck, aia face editing cu Logan și fete anime pe TikTok. Și pe Insta, să știi. Dacă lăsați un comentariu la chestiile alea, să știți că o să fiu foarte, foarte fericită. Santanere 1 donate 1 euro, am baute, biul singur XP. Oh my god. O fugit! Mulțumesc, Santa, pentru dono din nou. Love you so much. Unde ești? What the fuck? Oh my god. Nu! 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 Dumne... Ah! Nu mai am ce să fac. Băgame și picioarele. În apărarea mea nu m-am mai jucat jocul ăsta de mai mult de 2 luni. Deci... Asta este apărarea mea. Doamne, se aude prea tare jocul, chat? Nu mai încerc. I mean... Păi mi-am făcut prieteni foarte faini la facultate. Și mâine o să ieșim să desenăm împreună chestii prin oraș. Foarte romantic. Foarte drăguț, foarte elegant. I love it. Kill my copy. Eu mă duc să mă sinu... Dă pic. Știu că vrei. Ok, nu vrei.
Ok. Nu văd. I-am dat 55. Doamne, mă omor. Joc oribil, mă scuzați. What? Santander 1 donate 1 euro per mon. Dublu VTF. Acum am văzut că am membru de 10. Semnul întrebării, semnul întrebării, semnul întrebării, semnul întrebării. What the fuck, ai membru? Semnul întrebării. Ah, nu l-a citit pe toate. What the fuck, ai membru de 10 luni? Bro, mulțumesc. Thank you very much. Ok, sincer, cred că o să mă bag eu ca o terminată în față și o să mor. Și atât. Stai că... Bravo. Good job, very good job. Wow, nu știu de unde m-a bătut, efectiv. Că n-am văzut nimica. Doamne, Dumnezeule mare. Doamne. Săraca planta singură și efectiv nimeni n-o ținut-o. Săraca Oana. Efectiv săraca Oana, dude. Yikes. Ai accept sequestul? Da, le accept pe toate după ce se termină meciul, ca să băgăm oameni noi. I got the spike. Last player standing. 10 seconds left. Spike down A. Clutch. Plâng. Sunt still alive. I want their life, not yours. Oh my god. Ok, o să încerc. O să încerc să fiu mai calculated. No prisoners. No one who run one day. Fac piciorul. Da, am fost foarte calculated. E incredibil de calculated am fost. Calculated. Calculated. Fucking... piece of shit. Clutch. Oh my god. Add the rage, please. Nu mai dau niciun rage. Nu merit să dau rage, frate. Ești de bun? La cum mă joc, n-ar trebui să am niciun drept match-ul ăsta. Santander 1 donate 1 euro. Am zis eu dacă am loc next sau mă aduc să bea un tări singur. Mă, în teorie, e cam gamble, știi? Trebuie să fii pe fază și să dai repede join-in. Și nu prea aș vrea să fac
să fac, cum se numește? Diferențieri. Oh my god! Am uitat că am flash-uri de astea. Please, please, armă, please. Oh my god, thank you very much. Oh my god. Pe cât punem pariuc eu în aici? Ok, nu e. Era, v-am zis. Plant the spike, please. V-am zis. Da, unde e? Unde era tatul ăsta? Stai că am o chestie pe care se prinde ăsta în ceva, așa. Bam, 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 bam. ADT-ul! Santana 1 donate 1 euro. Eu zic pas, poate alta data mă aduc tomache monei. Ha 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 ha, succes! Semnul întrebării. Mulțumesc, Santa, te iubesc. Ești viața mea. Ești sufletul meu, lumina vieții mele. Îți mulțumesc. Oh my god. Wow, good job team, love you. Oh my god. Joc cu toată lumea. Joc cu toată lumea. Joc cu cine intră, gen. Că dau ad la toată lumea și cine prinde loc, prinde loc, știi? Gen, that's join. Mă ieșcăm Five Nights at Freddy's și... Poi mâine... Cred că o să facem o nouă seară de... Încearcă să mă rizuiești. O nouă seară de chat-ul are riz, cam chef. Poi mâine asta. Adică joi... Hai că te-am auzit. Rasa. Ce-i asta? Ajutor! Ce-i asta? Oh my god! Nu înțeleg. Mă bat singură, stai, n-am auzit donoul. Oh my god. Unde e? Nu mai suport, de ce trage căcatul ăla de Bucky mai bine decât... Oh my god, de ce dă Bucky-ul mai mult damage decât un vandal? Chat, puteți vă rog să-mi spuneți ce a zis stimatul domnișor care mi-a donat acum 5 secunde? Pentru că n-am auzit absolut nimic. N-am auzit absolut nimic. Dacă faci live mâine, păi cred că tot pe la 6. 6, 6. 6 o'clock. Ce caută mizeria asta la mine? Niciun stimabil. Aaaa, rasam.
rasa. Dă pic. Tu dumnezei. De ce nu-mi zice nimeni ce a zis domnișorul de dinainte? M-a supărat pe voi. Ia, stai să mă uit eu acum înapoi pe live pe telefon. Să dau înapoi. One enemy remaining. Nowhere to run. Ah, domnișorul a spus, mi-a plăcut TikTok-ul ăla nebun cu golanul. Ah, îți mulțumesc foarte mult. Domnișor a vis good. Thank you very much. Very, 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 very much. Dacă nu ați zis că mi-a plăcut TikTok-ul ăla, da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mi-a stricat telefonul și mi-am comandat unul prin Taz. What the fuck? Poți să-ți comandat? Și cum ți-ai comandat prin Taz dacă n-ai telefon? Gen, de pe ce ți-ai com... What the fuck? Da, așa m-am distrat să fac TikTok-ul ăla. Că am văzut pe... Am văzut pe TikTok foarte multe din astea, feed-ul meu e plin de astea, efectiv. Le-am peste tot. Și am zis... Hai mă, că nu-i chiar așa de greu, pot să fac și eu unul de ăsta. Și am putut. Și am făcut. Flex. Flexing. Dacă mai fac faze din astea când urlu ca handicapata, vă rog foarte mult să faceți clip ca să folosească Laur pentru compilații și căcat. Ah! Ah, înapoi, înapoi, nu te băga, nu te băga. Oh my god. L-am dat apă că mergem pe el. Duceți-vă, pa! Bravo! Good job, my brothers! Oh my god. Last player standing. Oh my god. Mi-e să plâng. Am o bătrânitate de tare, dude. Nu mai știu să fac nimic. Doamne. Switching sides. Caia, ce părere ai de Vulcea, care are o parte de Bacău și diferentari? De ce? Dar Vulcea nu sună atât de rău. Bună, bună Lășucapa. Bună Iver. Salut. Nu pare așa de rău, what do you mean? Nu, o să-mi iau din asta. O să fiu turbată. O să-mi iau pistol. Chiar dacă nu sunt în stare să trag. Dați-vă la strafe-urile mele nebune. Uu. Uu. Hopa, ceva B. Something B. Nu te bate, nu te bate, lasă-i. Stai că mă duc în partea aia, ai grijă, oh my god. Voiam să mă duc pe aici. La gemule, one enemy remaining. A. She's going A.
But what if she's coming... Uri din partea lui. What if she... Da, exact. Spike planted. Don't insult me. Am zis că vine înapoi. M-ați crezut? Nu m-ați crezut. Netrebnicilor, n-aveți încredere în mine. Mamă, ce skin Bengos are, what? Nu te poate și zgai mai are puțin și îi dă cu lupul în cap. Bă, nu-mi place Jellyman, Carinu e prea horror. De ce? Mie îmi place de ea, e foarte drăguță. Haterilor. Fiți atenți, stau cu asta. Stau ca terminata cu asta aici și campez. Oh, pare a fi ea. Oh, fuck. A, 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 a. Go, a. Nu, nu pe aici, tu din partea cea. Fucking hell. Spike planted. Last player standing. Tot așa ceva am. Oh my god. Vine și din spate. Da, nu mai e, las. Mi-a dat gangbang. What the fuck, am nimerit-o pe Sage, i-am dat 100. I-am dat nou scop. LOL. Ok. Ah, pana mea, duceți-vă pe aia, spun, doamne. Ah. Oh, 2 B. Many B. Spike down B. On my way. Acum numai îi mă joc cu ei, gen. Dar mă duc așa random. Ce se întâmplă dacă trec prin ăsta? Ce se întâmplă dacă trec prin ăsta? What the fuck? E unul în tunelul ăla din spate. Cool bridge. My ult ready. Spike planted. Bă, da. Nowhere to run. Bag piciorul. Cum de n-am murit? Out of charges. Uai, ce m-am speriat. Mamă, ce m-am speriat. Mi-a sărit inima. Doamne, ferește. Bă, da. Meciul ăsta pare a fi unul rău. Ce fâna, frate, valul e mai horror. Sincer. Please heal me. Te rog, dă-mi heal. N-ai?
Ai, Doamne, mulțumesc! Ferească-mă, Dumnezeu! Doamne! Vreau o armă. Where can I catch? Oh! Are și skin! Good job! Good job! Doamne! Doamne ajută! Eu așa aș vrea. Se intră pe A. Spike down A. Am spike-ul. Spike down B. Am spike-ul aici pe mid. După unde poate să-mi vină. A. Ai grijă că vin în coace. Da, da, da. Mai rău, dar tot nu se putea. Jucător de CS în Valorant, in a nutshell. Nici măcar nu se uita femeia în partea asta. Doamne. Ia, dacă nu dau headshot din prima, n-am nicio șansă pe spray la căcatul ăsta de armă. Efectiv, nicio șansă, frate. Mor direct. M-a culcat. Este unul pe mid. Poate s-ar putea să fie mai mulți, to be honest. Nu avem de unde să știm. Dar am încredere în minunații mei coechipieri care 100% îi vor măcelări pe toți. Fuck Valorant. I no longer like Valorant. I will move to CS2. Gata, care când am fost cu trenul, am văzut un fucking om care s-a descurțat și și-a lins tălpile și efectiv tălpile iau murdare și... Oh, Doamne. Nu vreau să mai citesc ce ai zis. Ce-i asta? What the fuck e aia? What is that? Vă mulțumesc pentru meci. Vă pup și vă mulțumesc.
Așa, bun. Closed. Hai să dăm accept la toată lumea care ne-a dat acum din nou ad. Și după aia mai jucăm un match. Și încă un match. Da 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 da. Dacă cumva vreți să jucați, trebuie să-mi dați ad la Carinul hashtag Neko. Toate literele mici. Și când o să dau eu open party, trebuie să dați neapărat enter, join. Așa, bun, perfect. Dai bune la jucătorii de LOL? Da, îmi pare rău. Bun, 3, 2, 1... Oh my god. Oh, nu. Oh my god, bună ziua, oameni buni. Domnișor Alex Ctln, din păcate nu ești eligibil pentru a juca competitiv că n-ai level 20. Stai, mă aud? Nu mă aud. M-ai auzit? Da, te auzi, te auzi. Ah, ok. Așa că îmi pare... Te aștept data viitoare să faci level 20, că după aia mă supăr. Oh my god. Ok, o să-l dau afară. Kick. I'm sorry. Hello, Carinul. Salut. Bun, perfect. Platinum cu bronz. O să fie foarte interesant. O să ne dea cu cei mai handicapați player posibili. Ce bune. O să fie acolo ciorbă de porcache. Mamă, cum se aude tipul. Mamă. Vai, da, și după cum se poate vedea nimic astăzi, nu? Dude, cât de rapid sunteți. Aveți hex să intrați în party. Gen, sunt oameni care efectiv spamează. Știi, spamezi join în continuu și... Na, intri primul. Că spamezi. Bă, mi-e frig, frate. Mi-e actually destul de foarte frig. Tagline lui e N-E-K-O. Toate literele mici. Ha. Ce se doi când? Bă, nu știu. Mai acuș. Nu live-ul ăsta. Live-ul următor nu, că ne jucăm Five Nights at Freddy's. Vedem noi. Mă gândesc dacă cumva să fac o... Dă-i start iar ceva pe culat. Oh, shit. Mă gândesc dacă să ne jucăm ăsta clasicul... Clasic, bine, nu-i clasic. Ăla cu Freddy's Pizzeria. Sau să cumpăr Security Breach-ul, frate. Dar nu știu, mi se pare cam așa Security Breach-ul. Nu știu dacă se merită neapărat să-l cumpăr. Cât costă oare? Dacă e peste 30 de euro, nu-l iau. Că nu merită. Ia să mă uit. Security Breach. Hello, ce faceți? Foarte bine, Mati, tu ce faci? Oh, și după ce termin live-ul putem vorbi pe contul Mărgeluțe să-ți dau ceva? Bă, pe Mărgeluțe vorbim strict doar despre comenzi slash întrebări slash atât. Care dă cancel că mama lui e neserioasă. Bune. Așa. Hai să văd. I mean, Security Breach e destul de lung, deci I don't know. Da, corect. Da, am putea să jucăm ăsta Freddy Pizzeria. Stai. Security Breach. Five Nights at Freddy's. Ah, e 33 de euro. Nu prea l-aș cumpăra, că gen sunt destul de foarte sigură că nu o să-l termin.
Sau îl cumpăr și îi dau refund după gen o oră jumate de jucat pe live. Cum am mai făcut cu o grămadă de jocuri chestia asta, frate. Le cumpăr pentru, like, 2 ore cât mă joc pe stream și după aia dau refund. Că știu că nu mă mai joc niciodată. Cred că mai bine rămâne la FNAF 6. Bă, na, I mean, putem să luăm și ăsta security breach-ul, e interesant. Că celălalt ăsta, Five Nights at Freddy's 6, a mai jucat pe live înainte. Și ăsta a ieșit un tabel frumos, rău de tot. Măi, dar chiar nu găsește meci. Chiar așa. Suntem atât de bun lefric ăsta de la Valorant să ne găsesc un meci. Ah, Doamne. Wow, mi-a dat silver, eu acum am văzut că mi-a dat silver 3. Wow, lol. Match found. Se poate să-ți dau o idee de ținută? Dă-mi pe Instagram. O, mă, că ai unul, porți lansul pe care îl voi cumpăra. Yo. Da, le mai port, că sunt foarte frumoase și... Îmi plac și mie, gen, și mă rupe sufletul așa puțin să le dau. Da, eu pot să-mi fac oricând, știi? Da, Doamne, joc cu Sage. De ce mi-ocupă 3,75 tera Valorantul? What? Cum să-ți ocupe 7 tera? De ce? Holy shit! Mă gândesc să-mi dau o comandă de un hard disk nou, că gen am efectiv absolut tot ocupat un PC. M-am săturat să n-am cum să descarc. Bine că am și 700 de miliarde de jocuri pe care nu le joc, dar totuși sunt acolo. Așa. Good. Bă, sincer, cred că era bună Cypher până la pasă, acum avea. Mamă, eu acum văd că e Breeze. Doamne Dumnezeule. Mâine faci live? Da, mâine ne jucăm Five Nights at Freddy's. Hihi. Five Nights at Freddy's. Mamă, ce comp, 3 dueliști, parcă văd că Viper sau Kaina sunt primele în site. Bă, s-ar putea să, bă, să știi că eu mereu sunt aia care intră prima în pana mea. Sunteți fricoși, frate, fricoșilor. La cât? Oh, da, tot la 6. Bun, let's go. Ale, dă-le-o. Ale. Mergem pe B sau cum vreți? În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine pupăza și spune. Vreau să stau și eu aici. Hai greșit melodia. A, da. Oh, ah, nu. Ah. Da, aia cu steaua. Da, știu.
Mă duc pe 4 la meci rapid Steaua numai ca să asist la minunățiile astea de cântece. Oh my god. Saving. Oamenii dau save, nu pot să cred. Bine, în acest caz, n-o să-mi iau absolut nimic. Am o idee. Yeah. Hai să mergem gen pe aici. Stați. Pe aici. După aia să mergem în mid aici, în window, și să intrăm după aia prin city. Ce idee crazy. Știu, nu? Ne-a cam dat ăla aici, acum nu știu ce facem. Păi, așteptăm. We wait. Let's beat their asses. Motherfuckers. Exact, bravo. Oamenii mei. Așa, bun. Un heal dacă ai... Ah! Oh my god! Oh nu. Ah, never mind. Bravo, bă! Am luat runda la eco, incredibil. Suntem prea buni, bă. Mai ziceți ceva, că nu merg strategiile mele. Hai să-l dau mai încet pe acest domn minunat. Domnul maestru, să-l dau mai încet. Gata, super. Așa. În pădure cu alene, am fac ca să doi pitici. Ce căcat e asta? De când e treaba asta aici? Aici nu e spate. Ok. De când naiba e chestia aia acolo? Eu voiam să mă duc pe partea cealaltă să dau pic și m-am trezit în perete. Ha, probleme de old player, efectiv. Doamne. Vedeți cum se uită chestiile? Se uită, frate. Că nu te mai joci. Mai greu. De când au băgat Breeze back? Adică back. Au venit Steffi. Nu pot să cred. So, what's the plan? Hey, Steffi. Need a drop. Nu pot să-l ridic. Și am abandonat misiunea. Hai, mă. Tam de ironii, care zice chile. Donați puternic la cineva. S-am luat de tână. Ce-ai zis? Mersi. Te ajut. Ok. Yes. Mă joc Valorant, sunt un match. Dacă îi dau capul ăstuia, sunt cel mai bun player de Valorant din toată galaxia. Ah, nu eu am asta. Mamă, sunt fragilă. Nu, vină la grea. Stand down. Flash sau kick. Fuck! Da, ce-ai făcut de uit. Eu vorbesc 0-3, mă mâncă zis. Poți scoase din map-ul vreo 3-4 luni, nici nu mai știu câte. Oh, wow! Asta nu știam. O singură dată am jucat bine pe harta asta, când am dat asta, când a fost 12-2 și am ajuns apoi la 13 și am bătut. Anyway, o singură dată am jucat bine pe harta asta, vreau să am pe asta. Am înțeles. Bă, aia e. Meci viitor. Poate, poate, prin loc.
Ce? Ce? Ce e asta? Ce e asta? What the fuck is this shit? La găina din spate. Oh my god. Spike down A. Last player standing. Flawless. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Ce spune maestru patetic. The fuck. Ah, doamne, hai că-mi bag piciorul, frate, și-mi iau judge și mă bag peste aici, hai, bag piciorul. Bă, zic să facem din nou schema aia cu mid-ul și să încercăm să intrăm prin city. Că poate mai merge o dată. Toată lumea pe mid și vedem ce-o fi. Nu mai vedem, băgam ea. Bă, a mers. Yes. Hai, hai pe mid. Midulescu. Oh shit. E mid, e mid, e mid, spate, spate. S-a dat pe mid. Nu muriți, vă rog. Dacă poți, mă. Bravo! Good job! Oh my Mulțumesc. God. Cine vreau? Caina, cum citești? Fuck you! Go, go, go! Fuck you! Așa citesc de fiecare dată. F and Q. Da, dădeam și eu așa, gen. Pana mea, poate, doamne, doamne, nimeresc un glonț, știi? Și dau și eu 10 damage. Să fie. Bă, era sus. Mă, ca un bot! Mă, efectiv, ca un bot! Doamne, mor, efectiv! Scuze. Sunt prea brain dead. Mamă, ce timing! Nya! Mid, mid, da. Entry. Au, e foarte complicat de pușat. Încercăm de runda asta dacă vă avem bani. Un ban. Nu o să-i dau drop pentru că n-am bani pentru mine, sunt o săracă. Trebuie să-mi iau prostie din asta ca să mă bat. Hai. Vreau să mă duc pe partea aia de aici de sus ca să-i snipuiesc, gen. Sper. E polit. Două V pe ur. Stă unu. Maha, prin smoke, mai zic. M-am dus. Și mie mi-a dat prin smoke. Rafa. Oh my god. Ok. Ah, da, am uitat că... Mă mișc mai încet când am stand din ăla sau e aceeași chestie? Voiam doar să dau un pic. Bă, da, ăștia ne cam dau... chestii... Da, asta voiam să zic.
Care a venit fucking mătușa mea din Germania și mi-a adus o mască din porțelan cu 100 de euro și era să o scap că mi-a alunecat fix în... Oh my god. Oh my god. Bă, dar ce mătușă bogată ai. Bine, de fapt, și eu am o mătușă care stătea în Germania acum ceva timp și îmi aducea mereu cele mai tari cadouri ever. Frate, eu încă am impresia că pot să mă duc pe acolo. Frate, e oribil. De ce m-am dat jos de pe el? Să mă piși pe el joc. Nu mai joc niciodată jocul ăsta. Mor random, fără să înțeleg absolut nimic. Hai înapoi la viață. Acum. Incredibil. Tu ți rasa și altarul. Bravo. Bravo, bă, bravo. Ce-i melodia asta de efectiv 2017? No copyright songs 2017 type of. Bă, am vorbit și despre șine ferate, actually. De fapt, scăi ferate, nu, șine. Dacă pușăm pe ea, încercați să luați și stânga și dreapta site-ul. Miau. Wow, ăsta a fost reflexul de grăina care a intrat în mine. Fuck. E close right aici. Never mind. Ah, aici le-am dat one way. Da. E mid. Și o să mă bat cu ea? Da, normal. Normal că o să mă bat cu ea, pentru că sunt tot terminată. Nu o să mai vină mid, o să vină... Ba nu, rămâne acolo ca idiota. Why the fuck do you still remain there? Nu pot să cred, am făcut 2 kill-uri în aceeași rundă. Sincer, să mă ia Nexus. Bine, având în vedere că aici a scurt ca mine și ești healer, cred că ești mai bună. Ei, eu sunt ironică. Da, știu și eu. Karina, I shall come and help you win the next game. Well, we'll see if
if there will be another game, actually. Because I'm kind of pissed off. I'm kind of pissed off at this game. This bullshit. You see why? Bă, patru în de ok. E bine, e bine. Lasă kill-o acum. I am very concerned that I will uninstall this shitty game. Da, nu știu, nu. E când s-o schimba de căurătă. Da. Mai bine își capul păr. Unde n-ai, unde ar trebui să stau? E ok? Că stau aici. E ok. E ok oriunde vrei. Bine. E ok că ți-e aici și aici. Fluent English speaker. Ah, doamne. ISF 07, tocmai a înțeles ironia mea, nu pot să cred. Unde? How do you feel about yourself? Nu vezi că sunt vai de capul meu, nici nu mă uit la ecran când mă joc? Da, bună. Mă, doamne, că ești slabă! Doamne, că ești slabă! Eu mă uit la chat în loc să mă joc. Eu mă uit la chat în loc să mă uit pe celălalt ecran la joc. Și bine, lasă. Domnul Iosif 07 să-mi spună că sunt... Că nu sunt în stare să-i bat pe ceilalți adversari. Păi da, nu sunt în stare, că m-am mai jucat jocul ăsta de 2 luni. Dar nici nu vreau să fiu în stare, eu doar mă amuz. Ah, doamne. Ce plictisitori sunteți. Unii dintre voi. Uite, Ale îmi înțelege ironia. Și domnul Mati îmi înțelege ironia la Fluent English Speaker. Sunt ironic. Oh my god, they are coming A. They are coming A. My brothers. Sigur. They are fucking me. I told you. Ok, Iosif. Te iert. E ok. Mă, ce? Ajutor. What a dog doing? What a dog doing? Ca un ciuduțel băiatul ăsta. Bă, frate, eu n-am bani de când am început match-ul, efectiv, și nu cumpăr nimic. Nu cumpăr un căcat de ăsta. Doamne, Dumnezeule mare. What a ding. Ma să nu-mi iasă de aici. Bă, da. Cam belito. Oh my god. Mid, my brothers. Ah, mai a intrat pe mid, se duce în city, se duce pe spate. Am facultate dimineață. Ai, este timpul meu liber. Bravo, Iuca. Doamne, cât curaj ai să ieși mid așa cu Sage, Carina. Nu e curaj, este inconștiență. Asta nu e curaj, e doar lipsă de common sense, gen. Poate o să vină A, cu bus, Wall-ul. Ah, ok, fine. Dar poate e stat, deci e inversă. Eu stau și eu păzesc pe Sage aici, că iar îmi dă pic carapapa. Ăștia-s bronzi, ok, n-au așa, mă refer. Hai că sunt bronz dacă e. Ia. Cred că au. Coace. Tocmai ne-a fraierit. Coace, mamă, prunele. Am zis. Eu v-am zis, nu m-ați crezut. Uu! Au intrat pe mid, au intrat de pe mid.
Why the cap? Spike planted. Măcar i-am prins una, dar și-o da heal, i-am prins degeaba. Aia e. Ce domeniu? Design. Oh, n-ai avut ce să fac. Adică, n-am așteptat. Na. Nu m-am așteptat. Ceva aproape, aproape la fel de important ca... Ingineri... Hai că... De fapt, da, I mean, da. La design. Și îmi place foarte tare. I love it. Ce a fost aia, Carina? Ho, 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 ho. Asta stau aici și pândesc pe ăștia să mai dea pic. Că îmi place. Îmi place să fac de-astea. Ah. Nu mai dați pic, stați da. În spate. Reloading. Fuck. Face, doamnă, prunele. Ah, și backside și... Shot. Unde sunt? What? Ia, i-am nimerit. L-am nimerit pe ăsta. Na. Bun. Tot shop, cred. Ia acolo, dați defuse dacă puteți. Oh, bravo, man. Nice. Bă, bă, dar nu dădea nimeni no, defuse? No, what the fuck? Da. Mi-ești mai prost. Mi-ești mai prost. Bine, trebuia eu să dau defuse, dar gen, eu eram atentă să mă bat cu ăla. Fucking hell. Can't believe. Ia să vedem dacă Phantom face ceva. Domnule Carinul, am niște moci pentru tine. Moci? Adică moci. Chestii care se lipesc. N-am auzit în viața mea despre moci. Fuck. Can't use this yet. Thank you, intră să vă fac asta. Ah, nu mă țin, ta mea. Fuck. Ce țin urât? Nu te-am văzut, mă, că eu sunt concentrată la a pierde acest meci. Mulțumesc că ești aici. Te salut, Forbis, domnule. Minunatul domn. Nu te-am văzut, bă. Păi vă mulțumesc foarte mult pentru meci, a fost minunat, m-am distrat, să aveți o seară minunată. Ask mai întâi. Ok, ai mai jucat unul. Cine vrea să joace, să-mi dea ad la Carinul hashtag NEKO. Da? NEKO. Please. Până atunci, pauză publicitară, îmi dau comandă de mâncare.
Wow, trei aduri noi. Oh my god. Se expune la Caina care Nightmare. Am Nightmare. Am Night Market, nu pot să cred. Oricum nu cumpăr nimic din ce mi-apare aici. Hai să vedem. Da, bullshit-uri. Nu văd nimic foarte... Poate ăsta, ăsta arată frumos. Că e vitraliu, e interesant, arată fain. Dar celelalte ce-s astea? Ce-i ăsta? E un căcat. Nu, nu-mi place. Degeaba. Un Night Market foarte prost din punctul meu de vedere. Bun, chat, fiți atenți. Dau open party, voi dați join. Cine intră, la joacă. Numai că dacă ați mai jucat până acum, o să vă dau afară, ca să fie fair. Mam! Mam! Cum e, tu n-ai jucat și în primul meci? Sau, a, ba nu, n-ai jucat. Bun, good. Până și la... Asta o să fie ultimul meci pe care îl jucăm în această minunată seară. Mă aud. Guys. Îmi pare rău să vă spun asta, dar trebuie să plec. Ok. Trebuie să plec, din păcate. Coace, Doamne, prunele. Da. Nu, din păcate că n-aș știu să intru, dar are sens. Are sens. Hello, Mihai, bună. Sperăm că o să trag și că mă fac de râs. Na, sperăm. Trebuie să ne cari rău de tot. Ești Diamond. Cred că iar o să dureze 10 ani până ne găsești un match. Ah, da, iar o să dureze 10 ani până ne găsești un match. Holy fuck. E rău. Este foarte rău. Ah, ce mă enervează. Waiting time-ul ăsta. Care ți le-am trimis fiecare mochi în parte? What? Pe Instagen? Sau adică, nu înțeleg la ce te referi. Este sus. A little bit sus. Te voceram cu urmare acești domni și după vin eu cu bronz. Ei, mare căcat. Aia e. Când apare nou Spider-Man, normal că o să-l joc. Frate, sunt disperată după Spider-Man. Match found. Cu siguranță îl joc. Wow, Split, Doamne, mulțumesc! O hartă normală! Bă, mie mi-e dor de Icebox, frate. Gen, unde e Icebox, efectiv? Ce jucați, oameni buni? Puteți juca orice, eu pot dau fil. Eu nu vreau să joc smoker atâta tot. Pot juca. He. Karina, vreau să joc Sage? Bă, nu știu. Eu joc orice. Aș vrea eu Sage. Hai, joacă Sage. Joacă tu Sage. Mă joc Gekko. Eu o să vă torturez. Da, atunci mă joc smoker, nice. Ah, nu, stai. O să-mi încerc norocul cu Brin. Joacă ce vrei. Mă joacă oamenii, nu-i problemă. Dar n-ai zis că nu vrei să joci smoker? Da, stai, să mai întâmplă. Oh my god. Promit că o să dau cele mai bune flash-uri de pe planeta Pământ. Avem încredere. De atâta timp când nu mi le dai în ochi. Așa de bune că o să le vedeți și voi.
Au scos Icebox, nu mai e în comp Icebox, așa știu at least. Da, știu că l-au scos. M-au auzit și eu asta. Te-ai apucat de Valo, meanwhile Karina care are gen Valorant din beta și aproape toți ăștia, gen m-am jucat Valorant ca ultima terminată și pe stream-uri și tot. Bună ziua după antrenament, salutare Ana! Nu mă apuc de niciun joc în special, dar le mai joc așa că mi-e dor de ele. Mi-e dor și de Valorant. Merită să iau o sabia de pe shop Orion. Încă nu știu cum arată. Nu știu cum arată sabia aia, habar n-am. I mean, dacă îți place, se merită, știi? Dacă te iei la ea și zici, mamă, vreau să o am, ia-o! Na. Am și bannerul ăsta șmecheros din beta. Sunt șmecheră. Locul meu este pe mine. Ah, nu sunt sage, fuck. M-am uitat că nu sunt sage. Care mochi sunt niște animăluțe care sunt moi. Hmm. Reina mid. Ceva B. Spike down A. Sunt Reina. Opa. Phoenix în A. Opa. Side, side. A. Tot site. Fuck. Fantastic tu pop. Spike planted. Last player standing. On site. Ah. Era site și sus. Nice. Fuck. Nice try. Bine. Trebuie să. Ai ai. Bine, bine, rău ai nimerit. Așa am fost acum. Fix așa am fost. Bine că nici n-aud foarte bine, to be honest. Reina, vezi că nu prea nu te aud. Nu știu dacă nu te aud doar eu, da. Mă auziți? Da. Da. Acum da. Da. Acum da? Da. E ok. Da. Find the weak point and break it. Oh, n-am cumpărat nimic. Phoenix a dat flash-ul, nu? O să fie aia, iară. Cea mai probabil. Mi s-a părut mie sau auzit ceva. Poți să te duci, Karina? Yes, yes, yes. Hold-o, blu-vete, rog. Oh, fuck. Sunt toți trei side. Bravo. Vai, nu mai are chestii din alea, nu mai are abilități. Nice try. E ok, a fost vina mea acolo. M-am băgat în toți trei. Păi gen, l-am dat așa simplu, fără să-l activez, ca să se uite după el, să-l spargă, gen. Să-l spargă și eu să mă bag peste ei. You know? Schemă. Mam. Este un căcat. Trigger-ul. Oh shit. 1B. Normal că sunt pe
tu stumni. Ah! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ce armă? 133 spike plant. Bravo! Asta zic. Tactic. Tactic. The nightmare turns in our favor. Scarina, ce ziceam cu Giorgio la pomit pe Breeze? Ați uitat de 10 damage, i-am dat 133 de la 3 metri. Lol. Cu 7 hituri. Mi-ai dat andafirul homemade? Este acolo, dacă-l vezi. Este... stai, de fapt, nu-l vezi. Wait, uite! Uite! El am aici! Îți mulțumesc foarte mult! Este aici, alături de mine. Foarte bine să-l cumpăr. Phoenix, mai stai? No. Da. Tactic. Grijă, Heaven. Oh. Ați trecut să rampă. One enemy remaining. Bravo! Flawless. Bravo, bă! Nu pot să crezi, ar putea ca acest meci să fie câștigat, gen. I'm the last thing they'll see before they die. Și poza? Păi poza e aici. Uite-o, am pus-o sus. Uite. Este pe raftul ăsta de sus, pe care voi nu-l vedeți. Îl văd doar eu și cu Ștefi. E acolo frumos. Ce aș carina? Păi uite, mă joc Valorant. Mă distrez. A, o pus ăsta deja, nu pot să cred. Să dea rotate? Nu știu. Cred că au dat rotate. Spike down B. Le faci picare, ha? Faci. One enemy remaining. Ce alt unde e? Heal squad. LOL. What the fuck? Make their fear your weapon. Or use a gun, whichever. Adică, bă, mă descurc chiar foarte bine, nu vezi câte kill-uri fac? Cum ajut echipa, cum alea, cum adică sunt a cincea rata la căruță? Mă insulți. Mă insulți, grav rău de tot. Și acum stai așa că dau pic și dau un cap din ăla bengos. Nu mai dau. S-ar putea să fie A sau mid. Yes, ei. I told you, my brothers. One enemy remaining. Good job! Oh my god, nu pot să cred. Nu pot să cred. Că gen, oamenii de la mine din echipă, chiar. Wow, urăște echipa CFR sau trenul? Trenul. Trenul, urăsc trenurile. Dacă
Că sunt pe MG, trebuie să-mi spune smoc. Joke's over. You're dead. Mamă, 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 intră. Intră. Uite. Nu. Nu, mai e unul. E tot acolo, e tot acolo. E tot acolo. E tot acolo. Acolo e. Acolo e. Acolo e. Acolo e. Acolo e. Acolo e. Ba da, bravo, bravo. Oh my god. Oh my god. Bravo, bă. Well, I reckon morale's gonna be pretty low over there. Max Infinity, de ce nu a venit la BGV? Că venea un pana mea copii de 4 ani la BGV, poate, și le vedeau pe alea costumate în fundul gol, nu știu, zic și eu. Chiar nu te auzi dacă zici ceva. Ce? Ce? Bine că am... Bine că am plecat, frate. Pa bune! Ce prostie, double top. Pitaras. Spike planted. Nu m-a văzut. Voiam să dau flash. Tu-s dumneavoastră, măi. Voiam să dau flash, bă. Nu! Ce-am dat? Am o tită de 2 săptămâni jumate, simt cum înnebunesc. Man, 2 săptămâni jumate, pe 2 săptămâni jumate pentru o tită e un pic cam mult. Cred că ar trebui să seek some help at the spital. Dacă n-ai făcut-o deja. Că chiar o să fii crazy. Ce? Enemy spotted B. Remaining. Last player standing. Enough of your technology. The future is radiant. Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. I need this. Thank you. Karina? Hei, putea te rog după live să te uiți în DM și legat de un proiect important. Yes, sure, but... Iar nu te auzi. Ceva la microfonul ăla. Să-mi trimiți din nou. Dacă nu mai trimis. Acum. Dacă trimis mai demult, să mai trimiți o dată. Spike down. Aveți heal? Se ne întâmplă. Unde? Hai, vin. Stai că vin. I'm coming. Da, mersi, mi-a dat. Mersi. Mamă, ce duel a avut nice. Teodor. Ai văzut ce a pățit zumbi după BGV? Yes, I saw. No, and cred. I am very, very sorry. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Ăsta e semn de la bunul Dumnezeu că trebuie să mă duc să mănânc. Oh my god. Dar te rog să mai dai un mesaj, Denis, dacă poți. Dai copy-paste din nou. Ca să apară sus.
Am văzut ce i s-a întâmplat domnișoarei Izumi și iau și eu medicamente ca nu cumva să am și eu acel lucru. Pentru că este contagios. Și am 7 pastile pe care trebuie să le iau în fiecare zi. No joke. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru match. Sunteți drăguți, m-am distrat. Am făcut și eu un win, nu pot să cred. Noapte bună! Spala live. Marcio. Bun, nu mai jucăm. Exit. Exit, exit. Așa, părere la Orionul de pe Shop Sword. Stai, stai, caut acum pe net să văd la ce te referi. New window, browser, Orion Sword Valorant. Orion Knife Valorant. Ce? Care e? Că nici măcar nu mi-apare, dude. Nici măcar nu mi-apare care e Orionul, gen. Uite, efectiv nu mi-apare. Care e? Nu știu la ce te referi. Habar n-am. Bă! Eu trebuie să vă las. Trebuie să văd împreună cu domnul Ștefan ce mâncăm în seara asta. Spoiler, facem foame. Orion e gen bundle. A, e bundle. De unde să știu eu, frate, că habar n-am. Bă, v-am lăsat. Mâine de la ora 6 jumate, actually, că la 6 termin cursul. Mâine de la ora 6, să știți că ne jucăm Five Nights at Freddy's. Cred că o să jucăm 6. Nu ne băgăm pe security breach, că și așa nu-l termin. Sau dacă ne băgăm, nu știu, mă mai gândesc, dar nu e așa de horror și nu e așa de interesant. Așa că mâine o să ne jucăm Five Nights at Freddy's și poi mâine facem chat-ul a reviz. Chat! V-am pupat, vă mulțumesc că ați cu mine până acum. Nu vă arăt top checkers pentru că mă grăbesc, kind of, și trebuie să închid. Vă pup și să aveți o seară minunată. Sănășor, vă iubesc, vă pup. Sunteți minunați. I love you so much. Abia aștept să fac mâine live din nou și v-am pupat. Da, cât de creepy e când fac chestia asta. Pa, pa, v-am pupat. Ciao. Noapte bună, poftă bună, seară frumoasă, ne vedem mâine.